La mare, liniștea plutește în aer. Pe plajă nu mai este agitația de altădată. Acum pe litoral au mai venit doar turiștii care caută relaxarea, care vor să-și umple plămânii cu aerul păsărat și sănătos, ori pur și simplu cei care știu că toamna marea este mai frumoasă decât oricând. E vară sau e toamnă? Cred că e vară. Puțin mai lungă? Lungă, foarte lungă. Frumos, superb. Am avut un an minunat. La mijloc de septembrie la mare încercăm să profităm de ultimele zile din sezonul ăsta și ne bucurăm de vremea asta care mai este aproximativ frumoasă. E și mai frumos, dar și mai sănătos. Soarele nu mai arde cu atâta putere ca în mijlocul verii, însă pielea devine la fel de arămie ca în iulie sau august. Evident, spre satisfacția turistelor care cu siguranță se vor alege cu invidia prietenelor atunci când se vor întoarce acasă. Am venit să ne bronzăm și cred că am și reușit. E așa un bronz fanatic. Da, ne-am și ars. Da. Chiar ne-am ars. Se prinde bronzul de septembrie? A, minunată, rămiu, ciocolată. Da. Deci merită așa. Merită, da. Sigur, sigur. Și la 1 octombrie, dacă se poate. Această tânără va pleca acasă nu doar cu un bronz perfect, ci și cu o siluetă de invidiat. O menține prin dans, chiar și pe nisip. Dansăm! Dansați! Da. Încă vă bucurați de soare? Da, încă mă bucur, da. Această doamnă este din Tecuci și a venit cu fiul la mare în acest weekend. Cei drept, Puștiul a lipsit în prima zi de școală, însă va avea cu siguranță ce povesti colegilor atunci când se va întoarce printre ei. Noi avem o școală mai specială, începem cu o pauză. Ne odihnim un pic mai mult, am muncit mai mult și ca atare vacanța e un pic prelungită. Meteorologii au și ei vești bune. Toată săptămâna, Mercurul va arăta temperaturi mai degrabă de început de sezon estival decât de început de toamnă. Așa că cine a ratat ocazia să facă o plajă și o baie în mare, încă mai poate recupera, mai ales că în această perioadă și prețurile sunt foarte accesibile.